indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția, construire și dotare grămin culturală Zatul Dumnești, Comuna Dumnești, Județul Iași. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția, lucrări de întreținere prin pietruire în Comuna Dumnești, Județul Iași. 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții, modernizarea iluminat public în Comuna Dumnești, Județul Iași. 6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea componenței Consiliului de Administrație a Comunei Sportiv Dumnești. 7. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractuali în cadrul aparatului de specialitate al primăriei Comunei Dumnești, Județul Iași. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului Comunei Dumnești, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcție al primării Comunei Dumnești, Județul Iași. La 9 zile. Mergem la 1. Deci la 1. Adoptarea procesului verbal a ședinței anterioare. Domnul Bordoneți, abstent, da? Da. Au fost discuții când online și nu au fost. Doamna secretară. Deci au fost discuții. Au fost discuții. Doamna secretară. Deci au fost discuții când nu-i bun când online, când lasă. Deci dacă nu-i prezent, e absent. E absent. De ce să-i fie absent? Vezi scândere de plucheană? Deci e absent. Deci, dar trebuie că au mai fost niște păi până acum s-o de ce? Îi absent, îmi pare rău. Îi absent. Fi părere, deci e absent. Să punem la vot, băi. Da, să punem la vot. Să punem la vot. Nu, Loreti, să punem la vot. Da, să punem la vot. Până 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 la vot. Da, da. Hai să facem ce vrei. Nu-i vorba, să nu, domne, nu. Au fost discuții când s-au intrat online și nu au fost discuții. Nu au fost discuții. Nu, deci e absent. Doamna secretară. Deci, voi trage... Deci, e capitrașul. Să puneți la vot care este de acord. Să puneți la vot care este de acord. El să voteze, dar să voteze online. Să s-audă că... Voi de acord, da. Nu-i consilier local? Dacă v-au avut semnalul și nu... Ce cum nu ai dat? Nu ai dat? Nu, după aia n-am mai dat. Nu, mă, nu. O da, de aici. O da, am trecut. Și eu. Nu, anul ăsta. Anul ăsta. Ridică, n-ai dat online. Anul ăsta. Ai interpret. Anul ăsta. Anul ăsta. Anul ăsta. Anul ăsta. Nu și eu pot suna. Ai pot suna. Ai pot suna. Ai pot suna. Nu, ai suna. Nu, ai suna. Nu, ai suna. Să răspundă și să stai în șapă, eu anul trecut când am
intrat, am stat pe telefon. Da. A doua oară n-am mai intrat. Nu mă primi nici. Deci bunica ta mare mi-a sunat telefon. Nu e nicio problemă. Care este prezent? Vini, care nu iar să vin. Asta e. Băi, asta e și adică asta am putea, asta e corectă. Dar nu mi-a dat ceva cu dreptul. Cum te-a dat? Păi dacă nu a intrat și... Nu, domnule, nu vrut să fie insunat. Nici nu l-o scoate. Întrebați-o pe doamna secretară. Păi dar cum a fie și pe Iorica este și primarul. Da, domnule, da. Iorica este și primarul. Eu zis, eu interzis primarul. Păi, da, lui. Da, lui. Păi, eu să facă online. Dacă eu vă răspund la telefon și vă stau online, vedem atunci cum vă interzis. Fur! Hai să vină secretarul de... Ați fugări și secretarul. O fugi și secretarul. Intri online, Simona, o să. Intri online? Da, dacă o lăsăm. Trei numărul se vede. Cel mai corect ar fi să spunem la vot dacă suntem de acord sau nu de acord. Și a devenit general pentru investiția în construire și lucrarea să nu intra în statul Dumești.
5 proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic și a deficitului general pentru investiții alături de extensiune și încălzire în anumite jertfiași. Diverse. Se spune la vot ordinea de zi, toți consilierii prezenți votează pentru. În urma votului exprimat de consilierii locali, ordinea de zi a fost aprobată. În continuare, secretarul comunii citește procesul verbal de la ședința anterioară. Se spune la vot procesul verbal, toți consilierii prezenți votează pentru. În urma votului exprimat de consilierii locali, procesul verbal a fost aprobat. Domnul Mitran, în referitor la întrebarea mea cu grădinița, voiam să întreb de când a aflat domnul primar, care e perioada când și-a dat el seama că cineva cunoaște pe el cineva, care împiedică pe altcineva. Acum o lună, 5 luni, un an, domnul primar spune mai de mult de când am depus procesul. Domnul Mitrașcu, nici într-un caz de 4 ani, domnul primar, care credeți de 4 ani? Domnul Mitrașcu răspunde, acum 4 ani, grădinița era dotată cu mobilier înăuntru. Domnul primar răspunde, pare rău, nu e chiar așa. Urmează punctul 2 de pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării derulării procedurilor programului pentru școlea României la nivelul atenuiești pentru anul școlar 2024-2025. Se prezintă documentele, proiectele de raport aviz și adresa Consiliului Județean. Domnul viceprimar, spunerea și întrebat pe domnul primar de ce în anul 2024, anul școlar 2024, copiii n-au primit la preșcolă. Noi, Consiliul Local, nu ne-am asumat chestiunea asta. La acea vreme am spus că e mai bine ca și Consiliul Județean să se ocupe. Domnul primar, ce am auzit, la procedurile de achiziție nu s-au prezentat firme care să facă oferte. O să întreb și de doamna director, așa au făcut toate comunele, inclusiv municipiul Iași. Domnul viceprimar, și atunci noi, Consiliul Local, trebuie să înțelegem, domnul primar răspunde că dați decizia pe care o vreți. Nu e problemă. În momentul când noi nu ne-am asumat, atunci s-a făcut procedură. Când s-au făcut în județean, nu știu, o să mă interesez. Eu nu cunosc situația asta pe care o spun că m-am așteptat. Domnul Dumnezeu întreabă, ați primat ce-au făcut? Domnul primar răspunde, nu și-au asumat. Domnul Pitașă, s-a venit cu proiectul de hotărâre în Consiliul Local. Noi l-am amânat și domnul primar a revenit cu explicația că e mai bine să se ocupe Consiliul Județean. Atunci noi am crezut că Consiliul Județean este în măsură să facă lucrul acesta. Domnul Dubravo spune, totuși, într-un an de zile, atâtea școli să împlinească, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. Domnul Fătițar, părerea mea este că doamna director, pentru că a fost consilier în Consiliul Local, trebuia să vină aici. Să spună să facem ceva pentru copii, deoarece nu au ajuns la preșcolă. Domnul primar spune, am sunat acum, într-adevăr, s-au primit doar o parte din produse, unde a fost ofertă. Pe anumite zone, unde a rămas același preț, nu și-au depus oferta producătorii, pentru că prețurile de preț sunt mai mari. Ar trebui mărită sumă la nivel național de către preț, după care se depunem ofertele. Din cauza asta nu s-au stat există. Domnul Pădezat, spune la Comisia de Vătământ, s-a primit aviz favorabil pentru asumare. Se spune la vot proiectul de hotărâre pentru asumare, tot consilierii votează pentru, marea votismare consilierii locali, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Urmează punctul 3, proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării unui eveniment cu ocazia de copilului. Domnul Botizacu spune, se aduce un amendament la acest proiect de către grupul de consilieri locali, înregistrat cu numărul 3227 din 2019, și anume se aprobă organizarea unui eveniment cu ocazia încheierii anului școlar, iar bugetul estimat, până la sfârșitul și de an școlar, să fie în valoare de 10.000 de lei. Domnul Mitrașcu întreabă, doamna secretară, unde a crescut acești 5.000 de lei? Domnul primar răspunde, în proiectul de buget, acolo sunt 5.000 de lei pentru capitolul ăsta. Aveți referat în partea contabilității. Se spune la vot amendamentul, toți consilierii locali votează pentru, se spune la vot proiectul de hotărâre cu amendament, toți consilierii votează pentru, numai votul estimat de consilierii locali, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Urmează punctul 4, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice a deficitului general pentru investiția continuă și dotare pe fondul cultural. Domnul Botezan spune la Comisia Economică a zis nefavorabil, s-a stabilit amânarea proiectului după alegeri. Faceți ședință după alegeri și noi votăm tot. Se spune la vot proiectul de hotărâre, domnul Cărăbuș Tamate, al Bucalete Albe și Roșu votează pentru, restul consilierilor votează în fost informare, vă mulțumesc mai departe. Dar proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Urmează punctul 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a deficitului general pentru investiția lucrării de întreținere și investire în comuna Dunești. Domnul Pătrăzeau spune, la Comisia Economică a primit aviz nefavorabil, se spune la vot proiectul de hotărâre, domnul Cărăbuș Tamate, Bucalete Albe și Roșu votează pentru, domnul Dumitrașcu se abține, restul consilierilor votează împotrivă. Formarea votului de consiliere locali, proiect de hotărâre nu a fost aprobat. Domnul Dumnezeu spune, vrem să vedem străzile. Domnul primar răspunde, este în documentație. Domnul Mitașu, eu mă abțin de la acest proiect de hotărâre, deoarece consider că sunt străzi mult mai afectate decât cele prevăzute în proiect și care aveau o prioritate.
Domnul Dumnezeu, spune, am o întrebare simplă. Cine a luat decizia care străzi trebuie cătuite și care nu? Domnul Prima răspunde, eu am fost prezent în drum cu proiectantul și le-am analizat. Domnul Dumnezeu, de ce m-am făcut și noi patru din Consiliul membru din Consiliul Local? Cum decideți dumneavoastră? Domnul Prima răspunde, pentru că merg cu omul de specialitate în teren. Domnul viceprimar, domnul Drumea, toate deciziile în comuna Dumnezeu s-au luat de către primar și consilierul personal. Credeți-mă. Domnul Dumitrașcu, încă o dată revin cu propunerea din Comisia Economică, domnul Botezaru spune, eu motivez votul, sunt împotrivă, pentru că nu am fac străzile care trebuie la Comușești. Domnul viceprimar, deci nu s-a făcut nicio modificare. Domnul viceprimar spune, nu s-a făcut nicio modificare, s-au mai pus 25 de metri pe un drum. Domnul Sugravo spune, mergem în Comușești și vă arăt ce străzi trebuie cătuite. Nu mai sunt intervenții, domnul Stelu Constantin, de fapt, ședința în țistă. Cum? Supunem la vot. Acolo, în procesul verbal, chiar la început, am avut o discuție cu domnul Frans, referitor la grădință. Este funcțional la grădința, copiii înțelesa? Mulțumesc. Deci, propunem la vot. Cine este pentru procesul verbal în ședință interioară? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Drumești în lunile iulie-august anul 2024. Legea spune două luni atât. Cine este pentru? Eu mă abțin. Împotrivă. Da. Nu să spun, nu știi dacă da, să ajung mai departe. Păi, doar proiect de hotărâre privind proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorului tehnico-economic și a devizului general pentru investiția, construire și dotare cămin cultural în satul Dumnezeu, comuna Dumnezeu de Triaș. La Comisia Economică are aviz favorabil. Spune-o, s-o știu. Da. Cine la voi? Supune-o la voi. Cine este pentru? Împotrivă? Întrebați-o apă, doriți. Eu am împotrivă domnul Petrașcu, domnul Pintilii, domnul viceprimar, domnul Dumea? Da, ok. La abținere, parcă și colore. Da, e bine, dar tot nu poți să mai înțelegi, eu. Ia, nu mai înțelegi. Domnul Pădureț? Da. La punctul 3, la Cămin Cultural, la deviz, cum vă dați? Mă abțin acolo. Bine. Să drumul la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și a devizului general pentru investiția lucrării de întreținere prin petruire în comuna Dumnezeu Triaș. La Comisia Economică are aviz favorabil. Spune-o. Spune-o la vot. Cine este? Da, eu vreau să vă aduc la conștiință că au fost discuții la ultima ședință, domnul președinte, îmi permiteți? Să mai pui, să schimbi, să meargă, să facă comisii de către niște consilieri locali. Ai schimbat 25 de metri într-o parte și 50 metri într-o parte. M-am uitat eu. Mie mi s-ar fi părut corect să facă parte, totuși, acești bani Consiliul Local aprobă, da? Mi s-ar fi părut foarte corect și cinstit să facă o comisie de către, că așa se lucra cândva. Erau consilieri locali care făceau parte. Și cum spunea și Cristi Zugravu, că să meargă în Păușești, cunoaște străzile, să vedem unde se poate pune. Nu s-a făcut, nu s-a procedat nici într-un fel. Decât ați mers, ați mai pus, v-ați spus, 25 metri și 50 metri într-o parte, tot în bătaie de joc ați venit cu acel proiect să supuneți la vot în cadrul Consiliului Local. Eu zic că nu mi se pare corect. Da? Da. Nu mi se pare corect
să mergi doar tu și cu consilierul personal și să decideți unde puneți... Dacă ai o problemă personală, consilierul... Unde îi puneți piatra. Da? Eu cred că consilierul local, cu consilierul personal, nu are... Da. El nu are atribuții în administrația locală. Dacă ai problemă personală cu consilierul, e problemă. Nu, n-am personal decât o să am în instanță. Atât. Păi, treaba ta. Da. Ok. Că când, apropo de, da, când spuneați că o să vă demonstrez că cu ce s-a ocupat individul ăsta, a spus că în momentul respectiv a trimis acasă. Iar că a ajuns în instanță, da, s-a ocupat numai cu prostii, da, l-ați plătit din bani publici, l-ați plătit din bani publici, l-ați plătit din bani publici, l-ați plătit din bani publici. Păi, dar dăm voi, băi, băiatule! Stați-o, de că vă ești plătit. Nu-i personal, dar nu-i personal, s-a ocupat de spaterea contului din Facebook, s-a ocupat în primărie aici, în momentul, în perioada când era plătit din bani publici. Dar nu primărie, nu știu care e opinia ta, nu știu că s-a ocupat la primărie. Păi când intermediar, nu Alina Popovei, că le s-a medii privat. Cine s-a ocupat? Dar nu știi? Hai să pune la voastră. Au fost chemată și Alina Popovei. Nu știți? Să pune la voastră. Să pune la voastră. Acum are niște campanii noi, care să luăm oameni de piață, să nu știu clar, să pune vă fac, să fac, băi, eu am înțeles că e nevoie de piață. Și m-am văzut străzile. Păi, până acum au venit mi-aș ocupa la rampă. Da, aici doar care sunt organizat. Băi, hai să mă răd. Bă, dar poate să răspund la o întrebare și ai, băi, mă. Băi, răbdă, băi, ce-o pus la vot, da? Băi, 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 sunt discuții. Fiecare om are dreptul să zică ceva. S-o supus. Nu mă vedea cum mă gură tu cu dreptul la mă. S-o supus la mă. Nu mai vedea să mă gură. Să mai pune piatra afară de stradă aia la cimitir, unde mă auzesc? Asta e tema mea. Am văzut niște stradă la auzesc care nu îi cunosc. Uite, strada... Să le spun la mea. Boze, strada... Ei, bogate, cum să nu îi cunosc? Ce, mă, ce-a mă ta? Ei, nomenclatoare. Da, da, aia la uite, Dani, să le spun eu. Ai nimeni care sunt străzile. Nu înțelegi, nu le cunosc că au strada viilor, care era strada principală sau strada Popou. Au fost niște străzi care s-au gândit ca s-ar trebui să fie. Nomenclatorul strădat. Nu știu cine le-au gândit. Stradela Pădurii, Fundătura Pădurii, Fundătura Cireșilor, Stradela Cireș, Stradela Scolei, Strada Drencea, Fundătura Drencea, Strada Batlui. Hai la voastră, băi! 1924 de metri din ea. Cine este Pedro? 2 km, ești. Băi, da, eu votez și vreau maxim, lei, da. Nu, băi, dar... Păi, dar nu spune să vă... Nu, băi, dar și vrei, maxim. Trebuie să faci și să... Haideți, mă, că stați jos, omul. Hai, sunt bun! Nu mă rămâi mai ce-am vrut să stăm. Hai, întrebați-o la cine este Pedro? Cine este Pedro? Rămânează, băi, numărești, băi, ceva. Împotrivă? Împotrivă. Eu mă abțin. Abține roșu, da? Bucalete. Ca să-ți notez și restul bucalete. Abține, da? Da. Împotrivă? Eu... Eu... Bate-ți în orgole, așa faci și aici, vrei, frate. Dar ce mi-i bagi eu fac? Tu nu, toți! Nu, Dorin. Ai toți, și eu, tot. Deci, eu împotrivă, domnul Pintilie, domnul Drumea, Dumitrașu. Fii cu mânta. Deci 3 împotrivă, da, la 8. Mai la următorul punct. Și domnul, cum a votat la comisie, domnul? Favorabil. 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 Bun. Bun. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea divizului general al obiectivelor de investiții în modernizarea iluminat public în comuna Dumești și Desiești. Chiar cine este luminat?
Poftim? De ce nu este lumină? Asta, proiectul ăsta face referire la un proiect special, iluminat public, la treabă, cu actual. De agenția pentru milimetri. La lume. Votăm. Mai pentru? La Comisia Economică are avis favorabil la asta. Toată lumea pentru, Simone. Pentru tot. Domnul Pătuleț. Inclusiv, da. Da. 6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea componenței Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Dumești. Hai, faceți propunere. Bun, eu am demisionat din funcție. Și am întrebat. Da, să facem de organizare. Și la președinte, propuneți statul președinte. Cine? Nu vor pun cine acest. Da, de la formă. Da, și trebuie să fie aici, nu mă gândesc să fim consilier, dar va face. Nu neapărat. Deci, domnul... Nu, nici un consilier nu sunt. Da, consilierii acum puteți să propuneți. La vicepreședinte și la secretar. Da, da. El președinte tu mai poți afla? Da. Da, da, ce are? Pare cam în familie, deja. Sunt să nu aveți probleme cu instituții. Nu are treaba. Nu vreau. Dar ce tot vine de fânii că poți să fac președinte? Dar nu vreau. Nu vreau. Ocupați-o. Nu vreau. Nu vreau. Să alegi, să te duci, să ieși. Te duci să te amlaje, te duci la mașină, te duci la mașină. Ai de umblat, dar nu stai acasă, dai telefon. Dau seama dacă nu e. Hai, mai numiți un consilier, permite. Mai încerc, mai încerc, lăsați. Propune-te la președinte. Trebuie să facem noi, la lopanie. Da, eu votez secretarul prin genoni, nu știu. Și să te fac, hai, da? Hai să te fac, hai să te fac. Da, ce se întâmplă? Băi, tot ăsta dacă a fost vicepreședinte, nu știu, vreau. Da, vicepreședinte. Nu știu, cum. Hai, la deșeul unii. Președinte. Cine e pentru, nu trebuie să facă pentru un act. Pentru un act. Vicepreședinte. Joc, joc. 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 Joc, da. A, nu, dar nu rămâne părinte. Nu, ba mai rămâne și nu, nu. Nu mai rămâne. Nu mai rămâne. Dar dacă e... E familie să mă să cădă. Deci, domnul Dumitrașu, la... Nu s-a acuză, să n-ar trebui și nu. N-ai primit și rău. Nu s-a acuză. 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 Tu rămâi pe funcția ta, secretar. Să rămâi în radul pe funcția lui. Ia bine, poate să te programezi. Astăzi! Dar ăsta că e ceva organizat pe care acum mai lungi. Ce mă trebuie să vă secretar? Hai, vă rog, așa de masă. Deci rămânem la domnul Dumitrașcu la vice. Da, cu o votare, să-l urmă. Votați-l pentru domnul Dumitrașcu. El e bărși de secretar. Nu, rău. Nu-i ajutăm dacă mai contează care e prim-ministru. Păi, tot, am mai luat niște domnul. Domnul Cărăbuș ca secretar, da? Da. El e bun ca contabil, nu-i? Da. Dar vreau să-i fac ca un domn. Dar Radu mai fost următorul. Bine, 7.7. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primăriei, al primarului Comunei Dumnezeu, de țăiași începând cu 1 iunie 2020. Nu, nu, da, spuneți asta. Da, acum nu, nu mai trebuie să cine este pentru? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului Comunei Dumnezeu, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții al primării Comunei Dumnezeu de Triaș. Da, îmi permiteți domnii, domnul. Mi se pare. Trebuie tot la cer, pe bune, să vină primarul în funcție, care mai are câteva zile de mandat, să vină cu reorganizarea compartimentului de specialitate și cu organigrama, după ce Consiliul Local a cerut, cred că în fiecare lună în ședință, a cerut să se aducă organigrama. Eu tratat la diversii, acum vine doar să-și facă niște posturi pentru
Ginerisul pentru ăsta, Costin Jarbă, căminul cultural la ora actuală, eu nu știu cum își permite să-și bată joc în anul ăsta de Consiliul Local, când căminul, când vorbim astăzi, noi nu avem cămin cultural, da? Noi astăzi nu avem cămin cultural. Cămin cultural, Consiliul Local are din momentul când se face recepția lucrărilor. Da? Păi, în momentul ăla, noi avem Consiliul Local, avem... Avem... Noi avem... Noi avem... Noi avem... Ok? Din cauza cui nu avem cămin cultural? Că aia numai trebuie. Nu le-a venit cu reșiență. Băi, știi ce înseamnă? Trebuie să vii. Trebuia să ai ca să fii organigramă, să fii organigramă, că da, nu, 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 Dacă vă uitați un pic, de ce practic acum s-a venit cu așa cu organigrama? Pentru că noi anual, de la prefector, primim adrese în care practic se aprobă numărul de poste. Dacă în trecut, de exemplu, era un număr mai mare de poste, am trecut să dați ordonanța aia pe care practic s-a venit. Și imediat după ordonanță, și am venit. Ascultați-mă. Ascultați-mă un pic mai de așa. La momentul de față, după ce am primit adresa de la prefectură, acolo prevede numărul de posturi mai mici. Ceea ce practic am făcut noi, o parte din organigrama existentă, unde erau și înainte posturi vacante, iar când îmi fac niciodată când spune că practic eu înființez posturi pentru cei de familie, niciodată bineînțeles că asta. Din familie ai nu pot să se lucrezi la primărie. Da, nici nu lucrează, nici nu lucrează toată familia. Am să mai întreb. Am să întrebare. Până acum. Ce trebuie să fac? Domnule primar. Domnule primar. Domnule primar. Am zis că dar în loc. Și mai avem un post de asistent medical comunitar de asta. Eu în loc de asta la Tatoria să fie veterinar comunitar. Păi da, hai să ne spunem. Nu postez organigrama, dacă nu la revedere. Băi, oameni buni. Asta cu următor facem cu Natalia, dacă votez prima dată la Tatoria. Băi, auzi, am și eu o propunere. Băi, am și eu o propunere. Datorită faptului, nu mai puțin dacă. Datorită faptului, pentru că nu se cunoaște exact toate motivele, nu poți să-l crezi domnul Paci exact ce spune, nu poți să crezi nimeni ce spune, haide să amânăm pe ședința următoare organigrama. Să o studiem mai bine. Să o studiem să fie de nu vreau să iasă în discuții. Eu zic că trebuie amânat în nou mandat, domnul. Nu știu, nou mandat, eu asta-i propunerea.
Măi, dar ce-i scotă aici? Dați drumul dacă n-ai bani. Asfaltul. Ai bani numai pe jumătate. Jumătate nu sunt, e neeligibil. La asfalt. Am vorbit cu directorul de la Ambiro. Acolo va fi cofinanțat. De unde să fii cofinanțat? Nu aveai voie să-ți scoți licitații fără bani. Da. Bani nu. Am vorbit la Ministerul Dezvoltării. Ai numai 4 km, ai prostit lumea de la Dumnezeu. Am vorbit la Ministerul Dezvoltării și așa... Și ai vorbit de aici, eu pot vorbesc cu soartă, mai în groapă. Nu. Păi n-aveai voie să-ți scoți licitații. Nu fac afirmații greșite. Ba da, ai bani? Pentru restul, ai pentru 4 km jumate. Restul rămâne prostit, rămâne fără asfalt. Contractul de finanțare până în 2027. Nici n-avei voi, ba, da. La Angel Salini, ai 4,5 km. Domnul Sabaidu, stați aici că sunteți cetățean din comună. Stați aici. Nici n-avei dreptul să scoți la licitație. Ba da. Rămâne restul prostit, rămâne fără drumuri. D'acord. Băi, pentru câți kilometri ai bani? Dar bani sus ca. La ora actuală. Pentru că așa au mințit Consiliul Local, așa au mințit Consiliul Local. Pe toate, pe celelalte două plene de lucruri. Băi, aprobat, nu vorbim povești. Prin bani ai pe 4 km jumătate. Contract în multianual. Contract în multianual, până în 2020. Multianual. N-avei voie să scoți la licitație dacă n-avei bani în buget. Unde-i fata aia la achiziție? Avea voie să facă treaba asta? Băi, nu mi-e rușine. Noi trebuie să consultăm discuțiile astea. Băi, nu mi-e rușine. Noi trebuie să consultăm. Nu consultăm. Ești rușine. Din sală. 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 O fost anunțat? Cine zice? Ce contează? Dar ce contează? Dar ce contează? Ce sunt? Și ce n-am știut? Vedeam așa? Ai mințit lumea! Ai mințit lumea! Ai mințit lumea! Ai făcut ceea ce trebuia să se facă! Ai făcut ceea ce trebuia! Da, trebuie să faci tu, băi, că l-ai fost primat! Trebuie să faci tu, că l-ai fost primat! Băi, n-avea voie să scoate la licitație. Rămân 4 km. De tot restul rămâne fără asfalt. Asta le discutăm la divers. Hai să terminăm ședința și mai continuăm cu alte discuții, dacă mai simt. Hai, la punct 2. L-am citit, l-am citit, dar acum să-l votăm. Dacă mai sunt, sunt voile la vot, dacă ai. Nu, nu mai un pic. Domnul prezident, dați-mi voie să-l întreb pe domnul primar. Noi, Consiliul Local, am înființat, am aprobat un proiect de hotărâri, da? Cu... 3 persoane, da? La spații verzi. Proiect hotărât. La spații verzi. La gospodării. Nu mai contează. La gospodării. De ce n-ai pus în practică și n-ai adus organigrama ca să trecem în domnul primar? Acolo, la întreținere, sunt 4 posturi. Ce nu patru posturi? Sunt 4 posturi pentru organigrama. De ce n-ai pus în practică acel proiect de hotărâri? Ba da, e pus, domnule. Unii pus, domnule. Păi, în organigrama sunt 4 posturi. Unii pus, domnule, în proiect de hotărâri, domnule, de rușine să-i mințâți în alul ăsta. Domnule, nu vă mai țin. Hai să pune la vot. Votați, votați, nu vă mai țin. Hai să pune la vot. Domnule, eu am o propunere ca să am la vot. Așa, domnule. Să pune și-o la vot asta. Da, nu. Și votați, pentru
Dar și președintele are voie să ce? Da, dar nu pot. Da, da, domnule. Da, domnule, cum am votat? Da, domnule. Vă dați un pic de mare. Vă dați un pic de mare. Vă dați un pic de mare. Hai să mai votăm o dată. Da, Andreea, vă dați. Băi, nu se votează de două ori. De noi. Eu nu votat. De noi. De noi nu se votează de două ori. După aia cade. Dar nu votat. 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 O fost pentru amânare. Și el nu a votat. Și atât de ce? Băi, o fost pentru amânare. Ai fost pentru amânare? Pentru amânare. Băi, domn primar, la diversă. Ce se întâmplă cu asfaltul la OSS că mor aia cu brațul? Băi, dar mai ușiți atunci, să nu o întrebareți. Hai, mă rog, ce spune.